Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Lună nouă în Taur, Mercur face și el un aspect pozitiv cu Saturn din Pești. Să știți că este o lună nouă cu adevărat eliberatoare. Este o lună nouă în care pur și simplu putem să transformăm ceva într-un anumit domeniu din viața noastră. Interesant este că luna nouă se produce chiar după intrarea lui Jupiter în Taur. La aspectele care sunt pe cer în momentul de față și aspectele care urmează să se mai formeze, această lună nouă în Taur chiar poate să vină ca o resetare pentru fiecare dintre noi. Și această resetare este extrem de benefică. Avem data de 19, soarele, care vine cu bucurie, cu succes, energia generală, nebunul. Mulți dintre noi vom alege să ne concentrăm în primul rând pe nevoile noastre, pe strălucirea noastră. Poate vom da dovadă de puțin egoism, dar eu tot cred că este un moment eliberator pentru fiecare dintre noi. De ceva timp au fost tot felul de situații, au fost tot felul de probleme și gata. Ne-am învățat fiecare lecția și acum fiecare merge într-o altă etapă, fiecare merge pe un alt drum. Este o zi în care lucrurile se vor întâmpla destul de rapid, din punctul meu de vedere. Chiar este un moment destul de plăcut pentru toată lumea. Bineînțeles că aspectele care mai sunt tensionate pe cer încă se simt, dar măcar această lună nouă ne dă o gură de aer proaspăt, măcar ne ajută. Însă, repet, este un moment cu transformări profunde. Este un moment în care ni se cere să facem pace cu trecutul, să ne dăm o nouă șansă. Nouă, în primul rând. Asta e, cred că e cel mai important. Și este cu adevărat o zi în care se pot lua decizii. Pentru unii este vorba despre o nouă sursă de venit, despre o nouă abordare atunci când vine vorba de partea materială, de partea practică a lucrurilor, o nouă abordare în fața unei relații, de ce nu, posibil și acest lucru. Și o zi așa în care simt eu că se deschide ca un mic mare portal pentru fiecare dintre noi. E ceva special din punctul meu de vedere. Da? Pentru că în sfârșit vedem soluția. În sfârșit vedem și partea pozitivă a lucrurilor și cu siguranță ne vom axa pe acest aspect. Da, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie și vă reamintesc că aveți timpii în descriere dacă nu apar capitolele respective. E o problemă, v-am spus, de la YouTube și se încarcă mai greu. Și mai am niște anunțuri de făcut. Pentru cei care mă urmăriți și sunteți din altă țară sau nu cunoașteți limba română, vă mulțumesc pe această cale, dar vreau să vă reamintesc faptul că videoclipurile sunt traduse, doar că uneori nu vi se reține opțiunea pe care voi ați ales-o, limba pe care tu ai ales-o. Și atunci e nevoie să o activezi din nou. Mergi la subtitrări undeva în dreapta și alegeți de acolo limba pe care tu o dorești. Probabil în timp se vor reglementa și chestiile astea, nu țin de mine, țin de platformă, asta este. Și mai am un mesaj pentru cei care sunteți români și mă urmăriți și aveți telefonul setat în altă limbă decât limba română. Din diverse motive, așa l-ați cumpărat sau locuiți în altă țară și aveți setată locația, țara respectivă, videoclipurile normal că vă apar cu titlul în limba respectivă, engleză, italiană, germană, orice limbă. Da? Din acest motiv, da, vă apare titlul, nu că fac eu nu știu ce aroganțe pe aici și vreau să pun titlul prin alte limbi. Asta așa ca să știți că am văzut tot felul de comentarii și de lucruri ciudate. Deci problema nu e de la mine, activați-vă pe telefon limba română și vă vor apărea titlurile în limba română. Dacă se poate, dacă nu, că am înțeles că sunt și telefoane care sunt cumpărate din altă țară și au limba acolo și nu pot fi puse în limba română.
Da, bun, dragilor, cam atât în mare parte. Hai să vedem exact ce se întâmplă pentru fiecare zodie. O să te rog să asculți și filmările pentru această săptămână, pentru că în weekend urmează niște evenimente foarte interesante, foarte profunde, marcante pentru toată lumea, pentru toată planeta. Și te invit și la filmările pentru următoarea săptămână, că atunci vedem ușor-ușor niște rezolvări. Nu de tot, dar măcar începem ușor-ușor să mai respirăm, măcar apar și soluțiile. Și începem cu berbecul. Dragii mei berbeci, pentru voi este ca un restart, ca o resetare legată de planul financiar, legată de bani, poate legată de o problemă financiară care se rezolvă acum, poate legată de casă, de familie, poate e ceva legat de o rudă. Unii berbeci, nu știu, primiți o reducere, primiți un cadou, primiți niște cuvinte frumoase de la ceilalți și vă bucurați și vă crește sufletul, da, de bucurie. Tot felul de lucruri de genul acesta. Și unii berbeci, mă rog, nu m-ar mira să vă gândiți la un stil de viață ceva mai sănătos și să vă apucați să căutați astfel de soluții. E un moment de eliberare pentru tine, chiar de eliberare. Norocul pentru tine vine printr-o moștenire, printr-o sumă de bani. Norocul poate să țină chiar de o putere mai mare pe care începi tu să o simți. E ceva ce îți dă o încredere în tine absolut fantastică. Absolut fantastică. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Și a ieșit deja o carte, asul de bâte și doi de spade. O lipsă de comunicare pentru tine astăzi, dar este și un moment așa de interiorizare. Văd o idee bună care îți vine sau o veste bună care apare, o activitate nouă pe care o faci și ceva ce îți oferă liniște. Trei de monede, următoarea carte. Te vezi aici cu un grup mai mic de oameni, lucrezi la ceva, studiezi un anumit lucru. Apoi avem aici asul de cupe pentru tine, ultima carte, care reprezintă mari emoții, reprezintă noutăți plăcute, o veste bună pentru inima ta și tot asul de cupe înseamnă liniște. Deci e o zi în care pentru tine pur și simplu se face liniște. Se face liniște pentru că aici, uite, au fost niște chestiuni ciudate. Poate ai fost într-o perioadă în care ai avut tot felul de probleme cu cineva anume și acum uite că lucrurile se mai rezolvă. Zodia Taur. Dragii mei tauri, lună nouă la voi în zodie. E un moment eliberator. Unii tauri puteți să vă dați un restart la propriu. Da? Spuneți gata, de azi înainte vreau să fiu o altă persoană. Vă puteți pune în minte un obiectiv foarte bine stabilit. Poate o nouă imagine pe care vreți să o arătați lumii. Vă schimbați modul în care arătați. Faceți tot felul de schimbări atunci când vine vorba de relațiile cu ceilalți. Poate unii tauri vreți să ieșiți din anumite grupuri de oameni sau din contra vreți să vă implicați într-un mod mai serios, într-un mod diferit. Taurii se vor schimba destul de mult începând cu această lună nouă și asta îmi place foarte mult, dar știi cum? Este și o situație în care vei avea foarte mult noroc din partea celorlalți. Pe acolo ai foarte multă susținere. E ca și cum faci schimbarea la tine și ți apare și persoana potrivită. Uite, dacă ești taur și îți cauți pe cineva sau dacă ești taur și vrei să-ți rezolvi problemele din relația de cuplu, e nevoie să abordezi tu viața în primul rând într-un mod diferit și luna asta nouă chiar pentru tine este. E un moment fantastic. Îți pot veni idei bune. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Ce vă spune și tarotul. Prima carte este o arcană majoră și șapte de spade, arcana majoră, moartea. Unii tauri e posibil să fiți dezamăgiți de ceva anume și să hotărâți să puneți punct la o anumită atitudine pe care o aveți, la un stil de viață, nu știu, nu vă mai place nu știu, culoarea părului și vreți să o schimbați sau nu vă mai place ceva anume. Pentru alți tauri e ceva stresant aici, care e în viața voastră de mult timp și de care se pare că vreți să vă eliberați. Apoi avem arcana majoră, nebunul. Wow! Dragi tauri, chiar e o resetare pentru voi. Nebunul vine cu surprize. Este și energia generală pentru ziua de vineri. O legătură cu un copil. Apoi avem regina de bâte. Poți să ai o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar unii tauri puteți să aveți o surpriză aici legată de o rivală sau legată de o persoană pe care nu prea o suportați.
pentru unii dintre voi. Poate vreți să vă eliberați de situația asta. Însă, dragi tauri, unii e posibil să nu vă mai simțiți bine într-o poveste și să vreți să plecați de acolo, să vreți să vă eliberați dintr-o situație. Însă, totuși, atenție puțin ce faceți, să nu vă creați personaje prin jurul vostru care să nu vă ajute. Alții, mai ales dacă nu prea v-ați ocupat de propria persoană până acum și ați făcut totul așa doar pentru ceilalți sau ați făcut totul pe pilot automat, ei, uite, e momentul să vă mai vedeți puțin și de plăcerea voastră. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, că tot mi-a scris pe acolo că am ceva cu voi, n-am nimic cu voi, dragilor, și eu tot ascendem pe gemeni, n-am nimic cu voi, doar că n-am pus eu planetele acolo, Dumnezeu le-a pus, acum eu doar sunt un mesager, nu dați în mine că n-am nimic cu voi. Luna asta nouă pentru tine e începutul sfârșitului. Și foarte mulți gemeni veți fi foarte secretoși începând cu această lună nouă. Poate chiar veți lua anumite decizii privind o relație de prietenie, privind relațiile voastre cu ceilalți. Vă dați seama că fie e cazul să dați un pas în spate din anumite relații că nu vă mai regăsiți, fie unii gemeni vă dați seama că e cazul să abordați puțin lucrurile diferit și vom vedea și gemeni care pot începe un proces de vindecare pe luna asta nouă. Încep un proces de vindecare care să știi că poate să țină și de o vindecare la nivel emoțional sau dacă nu sau energetic, poftim, depinde cum anume vrei să abordezi situația. Ești foarte bine susținut pe așa ceva. Alți gemeni, dați startul unui proiect, dar vedeți că e un proiect din care vă ies bani, dar regula e să-l țineți secret. Dar oricum o să-l țineți secret, că oricum e o perioadă în care nu prea discutați voi atât de mult cu ceilalți, ci mai degrabă cu subconștientul vostru, cu Dumnezeu, cu divinitatea, cum vreți voi să spuneți. Dacă acum o săptămână ați înțeles voi ceva greșit privind partenerul vostru, privind șeful, privind cariera voastră, ei, acum vedeți lucrurile mult mai clar, dragi gemeni, și asta vă ajută foarte mult. Este o situație din care veți ieși foarte bine și aveți foarte multă susținere pe ideea aceasta de a practica chestia respectivă zilnică, dacă e vorba de o metodă de vindecare. Fie că mergeți la medic, aveți o problemă fizică, fie că e și o problemă energetică, bine, din punctul meu de vedere ele se leagă, dar fiecare acum cum crede, eu nu îi impun nimănui nimic. Deci e startul unei vindecări și e foarte, foarte fain acest lucru. Bineînțeles că unii gemeni pur și simplu puteți să aveți parte de o conștientizare. Deodată așa vă vine o idee, deodată se întâmplă ceva și e un moment pur și simplu magic pentru voi, magic, efectiv. Vă dați ca o resetare. Hai să vedem ce spun și cărțile. Ai foarte multă intuiție în ziua de vineri. Bineînțeles, da, e și o perioadă în care unii gemeni sunt mai obosiți, nu toți, acum sunt mai dați cu pietre în mine. Unii, na, vă simțiți mai obosiți. Mercur acolo în Taur e cam greoi ca energie, da? Vă simțiți cam obosiți și poate printr-un vis, poate, nu știu, unii gemeni spuneți, dar ce sens are să mă mai ocup de 7 lucruri, hai să mă ocup doar de 2. E de bine pentru voi. Hai să vedem, dragi gemeni. 3 de cupe. Da, 3 de cupe. 3 de monede. O bucurie pe care o ai aici, dar e ceva legat de un cerc restrâns de oameni. O întâlnire cu niște prieteni, cu niște persoane dragi ție, la muncă, poate să fie o activitate frumoasă sau o atmosferă drăguță. Apoi avem 10 de monede. Wow, dragi gemeni, intrați în contact cu mulți oameni în ziua de vineri. Văd aici că partea aceasta de casă și de familie e foarte importantă pentru tine, iar ultima carte 10 de cupe. Păi e un moment de împlinire, de mulțumire pentru tine. 10-le ăsta de cupe vine cu un ideal pentru care tu lucrezi, pentru care studiezi sau un ideal care devine realitate. Da? E o eliberare și asta e super, super ok pentru tine. Da, probabil o să simți nevoia așa undeva joi seara, fie să dormi mai mult, fie vei fi așa puțin lipsit de spațiul ăsta fizic, dar nu e nimic negativ în asta, repet, pentru că e un moment de eliberare pentru tine, de vindecare și reușești.
Bine, acum nu reușești vineri, gata, ai făcut o terapie, o meditație, gata, te-ai vindecat. Nu, să ne înțelegem, asta e ceva de durată, că efectele se simt pe mult timp. Zodia Rac. Dragi raci, hai că e lună nouă pentru voi, știm foarte bine că aceste evenimente sunt importante. Ce se poate întâmpla pentru voi, dragi raci? Păi, fie găsiți niște cursuri la care să mergeți, fie se deschide o perioadă în care va fi nevoie să călătoriți mai mult, se deschide o perioadă în care va fi nevoie să învățați mai mult, indiferent de vârsta pe care o aveți, fie că învățați o limbă străină, fie că învățați niște chestiuni juridice pentru unii sau legate de acte. Deci pot fi chestii banale pentru unii, dar pentru alții, nu știu, vă gândiți, gata, v-ați ales facultatea, v-ați ales cursuri. Pot apărea noi persoane în cercul vostru de prieteni sau în cercurile din care voi faceți parte și asta e de bine. Sunteți foarte mult ajutați. Și iar racii care sunt singuri și sunt în căutarea dragostei, vedeți că începând cu ziua de vineri, timp de vreo jumătate de an, poate să apară o persoană prin cercul vostru de prieteni, că oricum o să socializați mult și bine, fie că v-ați propus, fie că nu. Și de asemenea, este o lună nouă foarte norocoasă pentru tine, chiar și legată de un copil, chiar și legată de o relație de iubire. Steaua 4 de cupe, o legătură cu un vărsător. Dragi raci, aici apare o noutate, apare o speranță, dar fie nu vă place că e ceva prea nou pentru voi, fie aici unii raci nu prea aveți chef de nimic, da? Poate vă simțiți puțin lipsiți de energie. 7 de cupe, multe oportunități care apar, dar văd aici și niște decizii pe care tu le ai de luat. E foarte bine să vezi partea practică a lucrurilor, da? Și să nu te pierzi așa în aparențe, e foarte important acest aspect. Ultima carte, nebunul. Nebunul vorbește despre o eliberare, despre o bucurie pe care tu o poți avea. O schimbare care se petrece în jurul tău, un nou grup de oameni, da, pe care îl cunoști sau noi prieteni pe care ți-i faci și noutăți plăcute care pot veni de pe zona internetului pentru unii dintre voi. Zodia Leu. Dragii mei lei, e o lună nouă foarte interesantă pentru voi, o lună nouă care se petrece chiar pe o casă foarte frumoasă din punct de vedere astrologic. Deci e ca o resetare pentru tine legată de cariera ta, reputația ta. E un moment foarte benefic. Unii lei chiar e posibil să, nu știu, fie să vă simțiți rău, frustrați, nu știu, sună urât cuvântul ăsta. Vă simțiți voi acolo încătușați, nu vă simțiți bine, nu puteți să vă desfășurați, e ceva acolo ce nu vă place. Ei, luna asta nouă vine cu o eliberare, vine cu o resetare, un nou început, un alt leu în societate, nu de vineri încolo, începând cu ziua de vineri vreo jumătate de an, deci, sau poate chiar un an, nu știu, că Jupiter stă pe acolo, aproximativ un an. Poate să apară un nou loc de muncă, poate să-ți vină o idee, poftim, îți vine o idee nouă. Alți lei, vă gândiți, da, începând cu această lună nouă, să vă căsătoriți, vă gândiți să vă despărțiți. Unii vă schimbați statutul, nu știu, deveniți bunici, deveniți părinți, depinde ce situație vă aflați, vreți să fiți independenți. Pentru că e ceva acolo care tot vă roade acolo, da, și tot vă împinge așa de la spate, hai, mergi, mergi și acum ai ocazia. Norocul pentru tine vine din casă, din familie, din trecut. Printr-un teren, norocul vine prin intermediul unei rude sau prin intermediul unui părinte. Hai să vedem, dragii lei, ce faceți voi. Ați avut voi niște discuții săptămâna trecută, dar n-au fost foarte clare. Ei, de data asta e altceva, dragii lei, și chiar credeți-mă că vă eliberați și o să aveți energie, o să aveți din plin, mai ales de sâmbătă încolo, lumea e a voastră. Trei de spade, doi de monede. Cineva aici tot jongla între două locuri de muncă. Sau sunt niște probleme financiare aici, nu vă ajung banii, atât luați, atât dați și nu mai rămâneți cu nimic.
E un moment aici în care ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Fie o amânare din viața ta. Apoi avem șapte de spade. Da, dragile ei, șaptele ăsta de spade vine cu oarecare dezamăgire. Și e o senzație că cineva vă fură, vă minte, dar unii lei e posibil chiar să vă dați seama că nu sunteți apreciați cu adevărat, mai ales financiar, acolo unde sunteți. Fie nu sunteți apreciați suficient de către ceilalți și conștientizați lucrul ăsta, în sensul că voi faceți de toate și ceilalți, ca și gesturi practice, mai nimic. Ultima carte, Regele de Bâte. Se pare că iei atitudine și asta îmi place foarte mult. Regele de Bâte este cartea ta, vei reuși să te afirmi începând cu ziua de vineri. Te văd foarte energic, plin de viață și vei lua o atitudine foarte benefică pentru tine. Da. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, este o zi bună pentru voi. În primul rând, puteți să rezolvați niște chestiuni foarte importante, chiar legate de persoana iubită, de niște acte, de o afacere, de un copil. Este startul așa unei perioade pentru tine în care fie începi să-ți stabilești o călătorie, fie e nevoie să înveți ceva, e nevoie să-i înveți pe ceilalți un anumit lucru, de ce nu? Se schimbă acolo niște lucruri, poate legate de niște acte undeva anume și e nevoie să înveți chestii noi. E un moment foarte bun pentru tine. Noi principii de viață, noi idei care îți vin, o nouă conexiune cu planul divin. Da, sunt și fecioare care vor avea așa niște momente de conștientizare. E o resetare pentru tine la nivel mental, o resetare legată de zona străinătății, de noi principii de viață, o noutate legată de zona internetului pentru unii dintre voi, însă e ceva ce te va ajuta să știi să-ți rezolvi foarte multe chestii. Norocul pentru tine vine prin intermediul unei rude. Norocul ține de un drum scurt, de o discuție, de o mașină. Norocul ține de baza pe care tu o ai. E ca și cum îți amintești acum că ai fost bun la matematică, nu știu, în liceu, în școală, nu știu. Ei, și acum îți dai seama că poți să duci chestia aia la un nivel mai înalt. Unii începeți noi cursuri, noi, nu știu, vă în sfârșit găsiți facultatea potrivită. Cei care sunteți interesați de asta, bineînțeles. Pentru alții e vorba de un nou început legat de zona străinătății. Unii vă gândiți să vă mutați, să vă relocați și acum puteți să dați startul. Soarele pentru tine, regina de monede. Soarele, o legătură cu un leu, dragi fecioare. E cu bucurie mare aici la voi. E o lună nouă care chiar vă priește, să știți. Chiar e benefică pentru voi. Abundență, bucurie, e ceva care te face pur și simplu să-ți crească sufletul. Poți să rezolvi o problemă financiară astăzi sau poți să primești niște vești foarte bune. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu un taur. Dragi fecioare, unii să știți că vă puteți clarifica foarte bine, începând cu această lună nouă, chiar și o problemă legată de o relație, o relație de iubire. Sau puteți să dați startul, să spun așa, unei perioade în care vreți să învățați și vreți să vă rezolvați voi treaba asta cu relația cu ceilalți. Da? Și reușiți. Marele Preot vine cu un angajament serios aici. Unii puteți să aveți astfel de discuții sau puteți să semnați un contract, puteți să vă asumați niște responsabilități. Iar ultima carte, 8 de spade. Da, e o situație în care poate te simți puțin inconfortabil, dar lucrurile se rezolvă. 8 de spade înseamnă un blocaj aici, dar până la urmă e cu un rost. E ca și cum spui, gata, mă bag la cursul ăsta și normal că te simți blocat, că ți se dă puțin programul, adică trebuie să fii acolo conectat online sau trebuie să fii fizic. Deci tot felul de lucruri din acestea interesante. Zodia Balanță. Dragi balanțe, lună nouă în Taur. Da, cred că abia așteptați să iasă planetele de acolo din Taur. Acum nu știu ce să spun, că puteți să faceți multe în perioada asta, să trăiți intens, o poveste de iubire, să cunoașteți un suflet pereche, să câștigați mai mulți bani, chiar dacă e și cu investiții, dar
Acum, na, e și mult de muncă, că na, e intens. Acum, luna asta nouă pentru tine, ce poate să aducă? Uite, poate să-ți aducă o nouă etapă din viața ta în care să-ți rezolvi acele probleme legate de muncă, legate de șeful tău, legate de partenerul de viață. O nouă etapă din viața ta, e ca și cum vrei să cumperi ceva nou. Vrei să rezolvi niște probleme, fie la muncă, vrei să schimbi spațiul în care lucrezi, renovezi, fie este ceva legat de o casă sau este ceva legat de familia ta. Are loc acolo o discuție foarte interesantă, foarte frumoasă, care ține și de acte și uite că poți să rezolvi ceva, începând cu ziua de vineri. Ceva se rezolvă ca prin magie, pur și simplu. Și norocul pentru tine chiar vine din zona financiară. Norocul ține de principala ta sursă de venit, de banii munciți de tine. Norocul ține de valoarea ta personală, da? Câtă încredere ai în tine. Sau e o situație care îți oferă mai multă încredere în tine sau îți rezolvă anumite probleme, poftim, pe care le ai. Este o situație care, uite, poate avea legătură cu o relație oficială, poate avea legătură cu niște acte, cu o instituție, poate e ceva ce rezolvi printr-o femeie. Poate să fie vorba și despre o avansare pentru unii dintre voi. Vă gândiți voi așa că aveți energie și că vreți să avansați la muncă sau vreți ceva pe cont propriu. E o resetare destul de puternică pentru voi, să știți. 6 de bâte, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. O bucurie aici pe care o ai pentru sufletul tău. Este și un moment în care începi să te bucuri de lucrurile mărunte din viața ta. Posibil să fie și acest lucru. Însă văd aici că ai o bucurie legată de muncă sau legată de ceva la care tu lucrezi. Te bucuri de liniște. 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci. O discuție pe care o poți avea astăzi, 9 de monede, bani pe care îi primești sau rezolvi ceva și îți crește încrederea în tine. 9 de monede vorbește despre o persoană independentă, sigură pe ea. Ești mulțumit aici cu ce ai reușit să faci. Parcă deodată se întâmplă aici ca o mică mare minune și e ceva legat de o mașină, de un drum, o schimbare. Zodia Scorpion. Dragii mei scorpioni, luna nouă în taur vorbește despre o resetare care ține de relații. Vedeți că norocul ține de voi, adică norocul vi-l faceți cu mâna voastră. Și am vorbit deja de multe ori și în previziunile pentru săptămâna asta și pentru următoarea săptămână referitor la aspectele tensionate care sunt pe cer și cum puteți să ieșiți bine din poveste. Chiar la partea bonus, cred că am ținut acolo un discurs câteva minute spre final, nu mi-am propus să fac asta, dar cei care sunteți pe acolo prin comunitate știți despre ce vorbesc. Ideea e că luna asta nouă pentru tine îți poate aduce o resetare a unei relații. Și acum, dacă ești într-o poveste de iubire sau ești într-o relație cu cineva, cu partenerul tău de viață. Da. Și să spun că relația mai poate funcționa, deci mai are șanse să își revină. Uite, acum e momentul să dai un restart. E un moment în care poți să-ți vindeci o relație, poți să începi, dar pentru scorpionii care se află în anumite relații sau colaborări, povești de iubire, orice ar fi, și lucrurile respective chiar nu mai funcționează și e doar un atașament acolo posesiv la mijloc, fie din partea ta, fie din partea celuilalt, ei, acolo poate să fie cumva începutul sfârșitului, dar este ceva liniștit, este ceva benefic. E o discuție acolo pe care, uite, o poți avea și care îți poate clarifica odată pentru totdeauna o situație. Pentru unii scorpioni este vorba despre o nouă colaborare în legătură cu o afacere sau este o nouă relație, uite, pe care o pot stabili cu un copil pentru unii dintre voi. Este ceva legat și de acte, dragi scorpioni, deci e o situație din care veți ieși foarte, foarte bine. Pentru scorpionii singuri, vedeți ce faceți, că sunt șanse să apară cineva, începând cu ziua de vineri, timp de vreo jumătate de an. Chiar sunt șanse să apară o persoană
care să vă liniștească, care să vă ajute. E chiar un suflet pereche, suflet geamă, tot ce vreți voi. E persoana potrivită pentru voi. Da? Simt aici să spun că nu e doar o persoană. Pentru unii scorpioni pot fi mai multe încercări sau pot apărea mai multe persoane și să aveți voi de ales. Depinde ce faceți. Un client nou sau lucruri noi pe care le faceți, dar sunt extrem de benefice. E un moment de eliberare. 5 de monede, 9 de monede. Niște energii care sunt în contradictoriu. Cineva abandonează o situație pentru a se simți încrezător, pentru a se simți bine. O problemă de sănătate. Pe de altă parte văd ceva vechi, ceva ascuns, o problemă, o durere aici care să știi că poate să dispară. Pentru că văd aici că fie rezolvi o problemă financiară astăzi, fie pentru unii scorpioni începeți să alegeți așa bucuria voastră, începeți să alegeți plăcerea voastră. Apoi avem 3 de cupe, o mică petrecere, o mică întâlnire care e aici sau o bucurie mică pe care o ai printr-o discuție. Apoi, temperanța, un compromis pe care îl poți face. Temperanța vorbește și despre o legătură cu un săgetător, dar și despre faptul că se face pace și liniște într-o anumită situație. Dar cineva renunță sau cineva pleacă. Fie tu de mult timp te gândești la resetarea asta, fie pentru alți scorpioni e ceva ce se pregătește de mult timp și abia acum ți se arată în față, dar eu văd un abandon, cineva pleacă, cineva își dă demisia, cineva abandonează, ceva de genul acesta. E o situație care se va clarifica. Zodia săgetător. Dragii mei săgetători, pentru voi este o lună nouă care, uite, poate să reprezinte începutul unei etape în care reușești să te vindeci. Nu te vindeci vineri. E startul. Pe de altă parte, dacă ești săgetător și îți cauți un loc de muncă sau vrei un alt loc de muncă, uite, luna asta nouă e fantastică, aruncă dorința în univers, tot înainte, mergi acolo unde simți. Punctul norocului e în scorpion. Asta înseamnă că norocul ține fie de faptul că e cazul să ții lucrurile în secret, fie ai și o protecție divină pe toată povestea asta. Poate e ceva diferit. Este începutul unei perioade în care tu vei fi mult mai stabil, mult mai sigur pe tine, mult mai sigur pe ceea ce știi, pe ceea ce faci și asta îmi place foarte mult. Unii săgetători, posibil să vă gândiți serios să vă mai luați un animal de companie sau să vă schimbați rutina zilnică. Pentru că da, și de acolo poate să vină vindecarea, că poate nu aveți un stil de viață sănătos și atunci normal că mai apar probleme. Vă organizați altfel, la muncă, în viața voastră de zi cu zi. Dar vedeți că e o situație din care fie vă ies mulți bani, fie vă recăpătați încrederea în timp. Fie pentru unii săgetători este ca o resetare totală pe care vă doriți din punct de vedere profesional. Opt de spade. Soarele. Dragi săgetători, unii se pare că aveți niște responsabilități cam mari din punct de vedere profesional sau nu vă simțiți bine, nu vă simțiți ok. Pe de altă parte, văd aici un blocaj din punct de vedere financiar, văd o legătură cu un leu, dar văd și faptul că unii dintre voi nu vreți să mai stați așa legați într-o situație. Magicianul, se pare că veți căuta soluții începând cu ziua de vineri și magicianul vorbește și despre multe lucruri pe care le aveți de făcut. Mergeți undeva la un, nu știu, magicianul, ce înseamnă? Mergeți undeva să faceți ceva împreună cu niște oameni, mergeți la un spectacol, mergeți undeva anume. Ultima carte, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa vorbește despre creștere, despre abundență, despre încredere în tine și despre faptul că îți vei da seama că totul depinde de tine. E ca și cum vei lua atitudine. Unii chiar e posibil să gătiți foarte mult astăzi sau să vă schimbați stilul de a găti.
să încercați chestii noi sau să vă înscrieți la vreun curs, da, de gătit sau știu eu ce faceți acolo. Veți reuși să rezolvați o situație legată de o femeie importantă din viața voastră pentru alți săgetători. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, luna nouă în Taur, hai că e de bine, vouă vă priește luna nouă în Taur. Dacă ești un Capricorn singur, începând cu 19 mai, sunt șanse să apară cineva în viața ta, timp de jumătate de an, chiar și un an aș merge, că Jupiter stă pe acolo. Apar noutăți legate de copiii tăi. Dacă vrei un copil, uite, acum poți să ai o discuție cu partenerul sau poți să începi procedurile. Dacă ești un Capricorn aflat într-o relație, vezi că e o resetare a relației și ai parte de o discuție extrem de sinceră și bună, liniștitoare, care te va ajuta să schimbi toată situația. Are legătură toată discuția fie cu rutina zilnică, da, stabiliți acolo niște reguli, vă faceți voi un program și se rezolvă povestea. Pentru alții văd o noutate legată de un copil. Da? Nu știu, copilul vostru, să spun că vrea să-și deschidă o afacere sau că vrea să studieze ceva nou, vrea să facă ceva nou. Deci o noutate care apare din punctul ăsta de vedere și vom vedea și Capricorn care vor fi interesați să experimenteze și alte moduri de a se distra, alte moduri de a se simți bine. Și asta e ok din partea mea, tot înainte. Norocul vine printr-un prieten sau prin grupurile de oameni din care faceți parte, de pe zona internetului, pe acolo sunteți foarte bine susținuți. Lumea. Patru de monede. E un moment de eliberare pentru tine și văd aici foarte multă încredere pe care o vei avea în forțele proprii. Este un moment foarte frumos pentru tine în care poți să primești o veste bună. Te văd sigur pe tine, te văd eliberat. Se închide o etapă mai puțin plăcută. Apoi avem nebunul, o eliberare, o surpriză pe care o ai, noi persoane pe care le poți cunoaște. Este și un moment în care să știi că și tu îi vei surprinde pe ceilalți cu atitudinea ta. Ultima carte, Cavalerul de Monede. Deciziile pe care tu le iei vineri sau veștile pe care le afli sunt extrem de pozitive. Văd aici o persoană cu intenții bune. Dar veștile pe care tu le primești îți vor oferi mai mare încredere în tine, să continui, să mergi pe drumul respectiv. De asemenea, văd niște vești pe care le afli legate de muncă, dar sunt vești bune. Pentru tine e chiar o resetare toată povestea asta. Adică de la stagnarea asta care era până acum pe un anumit plan, uite că lucrurile încep să se deblocheze. O nouă persoană pe care o poți cunoaște. Sau noi lucruri pe care vrei să le încerci. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, lună nouă în Taur. Pentru tine este vorba despre o noutate care ține de casa ta, de familia ta. Fie vrei să faci niște schimbări prin casă. Acum în sfârșit te hotărăști să-ți schimbi casa sau să muți niște chestii prin casă. Apropo, pentru tine, pe luna nouă e foarte bine să muți chestii prin casă. Luna nouă e seara, ora României 7 fără 5, seara. Depinde de țara prin care te afli. Deci poți să te apuci de mutat mobilă, de făcut tot felul de chestii. Unii vărsători vreți mai mult confort în casă sau unii e posibil să începeți un loc de muncă care să fie nevoie să lucrați de acasă sau să începeți chiar să decorați pe acolo prin casă, să faceți tot felul de chestiuni. Pentru unii pot fi persoane noi care apar în familia voastră, în casă. Nu știu, cineva naște și vine un copil pe lume, se mărește familia, se căsătorește nu știu cine, se mărește familia. Da? Chestiuni de genul acesta. E un moment foarte bun pentru voi să aveți o discuție sinceră, fie cu o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, fie pentru alți vărsători este vorba despre a discuta foarte serios cu ceilalți privind banii, privind partea aceasta financiară. Hai să vedem.
este o situație din care tu vei ieși bine. Norocul ține de cariera ta, norocul vine prin partenerul tău, printr-un părinte, printr-un șef. Deci e ceva benefic acolo, dragi vărsători. Vedeți că e o situație în care fie e nevoie să vă schimbați localitatea pe care o aveți voi pe buletin, pe carte de identitate, sau ce mai aveți pe acolo, pașaport, fie pentru alți vărsători este vorba despre un nou statut. Nu știu. 8 de spade, pajul de spade. Pare că ești aici într-un blocaj de ceva timp și uite că te apuci și cauți soluții. Fie vrei să studiezi o problemă ca să găsești soluția, fie e cineva aici care ia atitudine. Apoi avem pajul de bâte, o legătură cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Văd aici niște momente frumoase în casă și în familie, poate chiar o invitație la o mică petrecere sau stabilești o întâlnire împreună cu niște rude. Aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Ultima carte, regele de spade, care este energia ta și vezi că strategiile pe care tu ți le faci sunt foarte importante și mai am o informație pentru tine. E foarte important să ții puțin lucrurile mai în secret, chiar legate de partea financiară față de rude. E foarte important acest aspect în momentul de față. Reușești să convingi o persoană de un anumit lucru, reușești să faci ca lucrurile să funcționeze într-o anumită direcție. Cineva din viața ta rezolvă o problemă birocratică, adică legată de acte, sau se ia o decizie importantă. Zodia Pești. Dragi pești, pentru voi e o lună nouă foarte interesantă, chiar drăguță. O lună nouă în care aveți și voi un rol așa interesant. Unii pești, puteți să cunoașteți o nouă persoană și aici chiar poate să fie vorba de dragoste pentru unii dintre voi. E o nouă persoană care vă va ajuta foarte mult. Pentru unii este vorba despre niște lucruri pe care vreți să începeți acum să le studiați, care posibil chiar se țină de niște chestii din viața voastră, de dragoste, legate de bani, legate de copilul vostru interior. E un moment bun pentru așa ceva. Alții pur și simplu aveți persoane noi care vă intră în anturajul vostru. Da? Un prieten și-a găsit un iubit, o iubită, nu știu, și normal se mărește anturajul, da? Și se face cunoștință. De asemenea, dragi pești, este un moment de eliberare pentru voi. Unii e ca și cum porniți să scrieți ceva. Da? Vreți să scrieți ceva, aveți voi intuiție, vă apucați de scris un proiect, vă luați o mașină, dați de carnet, deci e o lună nouă foarte bună pentru voi, mai ales pe partea de carnet, de mașină, dacă aveți ceva de rezolvat tot înainte. Sunt chestiuni personale pentru cei mai mulți dintre voi, nu văd neapărat să aibă legătură cu planul profesional. Norocul pentru tine vine pe tot ce ține de spiritualitate, principii de viață, străinătate, studii superioare, niște idei pe care tu le ai, o cunoaștere pe care o ai, deci de acolo îți vine norocul. Vei avea un rol foarte important în a ghida pe cineva astăzi, cineva îți cere sfatul, îți cere o părere, se întâmplă ceva interesant acolo pentru tine. Chiar e un moment în care, uite, sau poți să ai o altă imagine în fața celorlalți. În fața anturajului tău, în fața rudelor, ceilalți încep să te vadă altfel, într-un mod diferit. Cineva vine și îți cere sfatul. Eremitul, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau o legătură, văd aici, cu zodia fecioară. Ai o pasiune, îți dorești să faci ceva, dar e o zi în care tu pur și simplu îi vei inspira pe ceilalți prin înțelepciunea ta, prin modul tău de a acționa, prin modul de a vedea lumea. Apoi avem 7 de bâte. Fie este o zi pentru tine în care e nevoie să te confrunți cu cineva, să ai niște discuții în contradictoriu, fie e o zi în care te lupți pentru cineva sau încerci să-ți aperi locul. E ca și cum toată lumea vine către tine și vrea câte ceva.
Ultima carte, Regina de Spade, o legătură cu zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Văd că vei reuși să rezolvi ceva legat de o instituție publică pentru unii pești, dar Regina de Spade vine cu o clarificare într-o situație. Reușești să clarifici ceva anume, reușești să rezolvi o problemă. Și asta îmi place foarte mult. Două femei ar putea avea un rol important. Unii pești, nu știu, vă treziți că niște persoane se ceartă și voi sunteți cei care puteți să îi liniștiți. Voi sunteți cei care puteți să liniștiți apele. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o lună nouă cât mai frumoasă, cu eliberări, cu transformări profunde. Și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul abonează-te. Dacă ai făcut-o deja, îți mulțumesc. Dacă n-ai făcut-o, îți mulțumesc în avans, pentru că sunt sigură că o vei face. Te îmbrățișez cu mare, mare drag și îți doresc o zi de vineri cât mai frumoasă, cu o resetare cât mai plăcută.